Am emoții mari, am ajuns acum, în spatele meu este mașina pe care o cumpărăm. De la Mercedes cele am ajuns la Audi A4, după ce am ajuns la Audi A5. Acum am aflat. M-am uitat iar la mașină, nu vine să cred, e mașina mea. Asta e mașina mea. Blinda, că fumez doar plante, ce mă fac să fiu blindat? Blinda. Hello team și bine v-am găsit la un nou vlog. Un vlog în care prezentăm mașina visurilor mele. Tadam! Este un Audi A5, an 2018, 190 de căluți, motor de 2.0 diesel. Jantele sunt pe 19, sunt niște jante care îmi plac foarte tare. Sunt cam mari, sunt ramfleturi. Adică poți merge dacă faci pană până la 70-80 la oră. Mașina este full dotări în afară de farurile Matrix. Și haideți să vă arăt una dintre ele. Bam, amprentă, s-a încuiat. Fără să ating cheia, da? Se ridică oglinzile. Bam, am pus mâna, s-a descuiat. Și încă o opțiune la portbagaj. N-am crezut că în 2018 este opțiunea asta. Cheia este aici. Am făcut așa, bam, s-a deschis portbagajul. Bagaj mare, adică ai mult spațiu înăuntru și la fel se și închide. Pac! Bă, băieți, numai e că la golf, că trebuie să iei, să ridici. Dacă este ceva în interior care nu permite, se blochează frumos, se deschide din nou. Intrăm în mașină. Unde? Locul în spate mi se pare foarte generos. Nu mai e ca la celea să stau capul așa eu la înălțimea perfectă 1.71. Avem climă în spate. Loc de depozitat. Avem aici o priză. Și chiar stau comod. Scaunul eu îl am de dat destul de în spate. Puiutul stă aproape la maximum cu el în spate și este loc. Avem bam frumos aici. Becurile se aprind cu o singură Acum am aflat. Deci becurile în spate nu sunt cu atingere, cu touch, doar în față sunt cu touch, aici se aprinde prin atingere. Mă urc de la Audi la Golf, parcă Golf-ul nu mai are servo. Frumos un view aici, putem să dăm așa sau așa. Ceasurile digitale mă atrag rău de tot, adică la fiecare mașină la care mă uitam, voiam să aibă ceasuri digitale, nu știu de ce. Avem memorie pe scaune, aici pe 2. E scaunul lupuiuțu, cum stă ea, pe unul cum stau eu. Avem padelele, foarte comode, ștergătoarele, unde avem senzori de ploaie, senzori de tot senzorii. Pilotul automat de aici, stânga, jos, sus și aici avem un buton și aici încă unul. Farurile, care și aici sunt automate, plus avem ăsta unde cred că sunt proiectoarele, ceața. Aici este butonul secret. M-a pus pe mine să selectez ce vreau pe el și când îl apăs, selectez modul de conducere, adică drive, confort. Vedeți, se schimbă acolo, dinamic, individual, eco, dar eu merg așa mai mereu pe confort. Geamurile spate, geamurile față, încălzirea în oglinzi și dacă selectez aici oglinda asta, la parcări, se lasă în jos să văd bordura. Foarte interesant. Acum, trecând la trapă, trapa, o dăm o dată în spate așa, avem view-ul ăsta, doar așa merg cu el și dacă vrem să o deschidem tot la o atingere de buton, am dat o dată pe buton, se deschide până unde vrem, adică dacă vreau să opresc așa, pot să opresc așa, se deschide doar până aici. Aș fi preferat ceva până în spate, să ieși așa tot pe geam, dar nu știu dacă este posibil. În regulă. Lângă trapa avem și becurile care sunt touch, adică am apăsat pe el, s-a stins, am apăsat pe el, s-a aprins. Oglinda, bă, n-am mai văzut oglinda așa, pare fără ramă, pare așa atrăgătoare. Avem cameră pe spate, cameră unde se vede foarte bine, fiți atenți aici. Aici putem să dezactivăm ESP-ul sau cum se numește, nu l-am dezactivat niciodată, nu umplu. Parcarea, aici avem autostopul, avem AC-ul, care doar dacă ating aici, deja am toate opțiunile, la fel și aici, se mărește. AC-ul frumos,
Deci, temperatura, încălzirea în scaune, geam spate, geam față, să circule doar în interior, îl opresc de tot de aici. Să vă zic și ce nu-mi place la mașină, nu-mi plac butoanele astea, adică nu înțeleg, nu înțeleg rostul lor. Cred că este singurul lucru pe care nu-l înțeleg. Bun, trecem de la butoanele astea, aici avem telefonul, radio, media, mapa, în spate, în față, schimbătorul. Aici avem volumul. Deci dacă bam și dacă apăs pe el se oprește, autostopul, nu, frânarea automată, când țin pe frână se activează și când accelerez se dezactivează. Aici este frâna de mână. Încărcare wireless la telefon. Mi-am pus telefonul aici, se încarcă. Mai avem un USB și un AUX aici. Și haide să vă arăt această cheie. Nu-mi vine acum în minte cum se numește această opțiune, dar iarna, înainte să mă urc în mașină, pot să pornesc încălzirea, adică ce înseamnă mai exact? Pornesc încălzirea în mașină și a motorului. Dacă eu plec la ora 7 dimineața la muncă, bă, la 6:40 cu 20 de minute înainte, pornesc pe 26 de grade și mașina se încălzește, eu când mă urc nu mai trebuie să, mamă ce frig e. La fel și vara pot să îl dau pe rece, pe 17-18 grade. Super tare. N-am folosit-o până acum, dar sperăm să o folosim iarna. Și cea mai de top opțiune, sistemul, cum îi spun eu, bang bang. Scaunele full electrice, cu memorie, piele Alcantara. Am uitat să vă spun, clan, defectele mașinii sunt: parbrizul este fisurat puțin, dar fisura este izolată, și câteva pietre pe capotă, plus o mare zgârietură. Aici avem zgârietura începutul ei. Bam, 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 până la far, inclusiv farul, foarte puțin din far, până aici. Acum întrebarea este dacă se poate repara la un poliș. Are și ochelari. Uite linia, să vede. Uite linia, uite. Dăm drumul la test drive. Suntem chiar în intersecție la Victoriei. Și să vă zic primele două lucruri care îmi plac extraordinar de tare. Bă, CarPlay-ul față de Golf, nu mai am telefonul ăla pus acolo. Pot să las ăsta, bam, frumos, așa se vede și Waze-ul, se vede și muzica. Se simte mașina bombă, bombă, bă. Deci, acum cu puiul să ne căutăm drum peste tot, doar ca să mergem, să avem experiența asta cu mașina. La unele mașini știți că apare senzorul de unghi mort pe oglindă. Aici apare mai în dreapta oglinzii. Uitați, dacă vreau să fac stânga, când vine o mașină, bine, acum nu vine o mașină, clipește foarte tare, intermitent. La celelalte mașini la care am văzut, că eu la Golf n-am avut senzorul de unghi mort, apărea undeva în exteriorul ei un triunghi, un ceva, habar n-am. Și acum că se aprinde ăsta aici, te ajută. Adică e ceva, o siguranță în plus. Plan acum, conducând, îmi amintesc data de 16 aprilie. Acum o lună și o săptămână, când am făcut primul live în care v-am spus mașina visurilor mele și când am pus și acel gol, era vorba de un CLA sau un C-Class. Bă, să vă zic cum am ajuns să vreau să-mi cumpăr mașina, că eram foarte mulțumit de Golf și acum sunt foarte, foarte mulțumit de Golf și din acest motiv nici nu vreau să-l vând. Nu vreau să-l vând, stați așa, cum mergem pe aici, uitați senzorul de unghi mort, adică venea mașina din spate și bam, 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 bam. Bun, revenim la poveste. Foarte mulțumit eram de Golf și ce m-a făcut să vreau să-mi cumpăr mașina? Mă uitam, uitați-vă și în fața mea, este un CLA 220, exact ce voiam să-mi cumpăr. Ce să, bă, parcă am vrut să filmez așa. Arată foarte bine, doar că acesta cred că este coupe. Eu voiam în 40. Dar după ce m-am uitat la ele vreo săptămână, două săptămâni, am zis, dă să încerc să-mi pun și bani deoparte pentru ea, dă să încerc să văd cum merg la un dealer auto, bă, să probez. Am și testat, prima mașină pe care am testat a fost un CLA 200, tot la fel, 4x4, formatic.
roșu. Am pus și un story pe Instagram. Eram, băi, ziceam că e mașina mea. Am apelat la o persoană care se pricepe extraordinar de bine la mașini. Știe să o verifice, vopsea, absolut tot. Pentru că, bă, sunt paralel și nu pot să mă duc. Bă, îmi place, am luat-o. Cât negociez eu leacă la ea. Și cerea pe mașină 16.500. Dar mi-a spus acel om care mi-a verificat-o: bă, nu prea se aude motorul așa bine, erorile sunt șterse, a fost înlocuit nu știu ce la parbriz și la un foar. Și am zis, bă, hai să mai aștept. I-am făcut o ofertă de aia de 15.000 de ON ca să o refuzem. Măcar am zis, bă, dacă o iau, poate o vom mai schimb după. Habar n-am. Și am făcut bine când am cumpărat-o. Am mai verificat încă un CLA la un dealer auto pe lângă aeroport era. Și am verificat-o mai bine pe aia. M-am urcat în spate. Bă, nu aveam loc să intru. N-aveam loc în spate. Deci eu la înălțimea perfectă, 1,71 m, dădeam cu capul de asta. Stăteam puțin așa. Portbagajul era spațios, dar dacă vă uitați și în față, la CLA-ul din față, bă, are deschiderea mică. Are deschiderea foarte, foarte mică. Chiar dacă el este spațios, într-adevăr, dar nu poți să bagi unele chestii, că o să-ți mai apară. Te gândești la o mașină de familie, un cărucior de copil, vrei să transporti ceva și, bă, ai nevoie de spațiu. După mi-a spus dealerul de acolo, dar de ce nu te uiți tu după un A4? Pentru că e mult mai sus un A4 decât un CLA. Și am zis, bă, hai să merg, să probez și unul. Timpul estimat în trafic, 11 minute. CarPlay-ul și Bucureștiul. Dar altfel stai în trafic când ai AC-ul frumos, îți merge, ceasurile astea digitale, climă și în spate, trapa se vede sus, putem și să o deschidem. Dar cred că se va auzi zgomot de afară și nu avem o cameră așa bună. Dar altceva. O să-l închidem acum. Bun, mi-a zis dealerul, hai să încerci un A4. Bă, m-am rucat puțin la A4 la volan. Mergea volanul parcă mult mai ușor. Și am zis, hai să luăm un test drive. Antifonarea mult mai bună. Treceam peste denivelările, peste limitatoarele de viteză. Te simțeai mult mai confortabil. Boxe, interior, mai mult spațiu și chiar și la volan. Și scaunele sunt altfel. Adică avem scaunele cu memorie. CLA-ul avea scaune manuale. Am vrut să cumpăr Audi-ul ăla atunci pe loc. Avea un interior crem, tot la fel, full dotare, un Audi A4 2018 era. Și CLA-ul eu voiam să-l cumpăr din anul 2017-2018. Prețul la CLA era pe la 17.000, să zic un preț așa mai micuț. Și Audi-ul era 21.000, dar negociat la vreo 19. Ce am mai zis că las la 20, după aceea am zis eu, bă, l-aș lua la 19. Și n-aveam bani la mine. Dacă aveam bani la mine, îl cumpăram atunci, Audi-ul A4. Avea vreo 160.000 de kilometri. Bun, am început să mă schimb. Am plecat atunci acasă, n-am avut bani, nu l-am luat. Și am început să mă după Audi A4. Clan, bă, m-am uitat în Bacău, în Oradea, bă, peste tot. Mă uitam să văd. Eram indecis acum, Audi A4 2020 cu, fără dotări, sau Audi A4 2018 cu dotări. Și am zis, bă, mai bine îmi iau ceva cu mai multe dotări, cu trapă, așa, vezi cerul, vezi soare. Când m-am schimbat și v-am pus câteva story-uri pe YouTube, pe Instagram, cu Audi, mi-a trimis un băiat care joacă medie, din comunitatea noastră, mesaj pe Discord, bă, parfi, eu am un Audi A5 și vreau să fac un upgrade la Audi A7. Nu l-am pus încă la vânzare, dar mă gândesc să-l vând. Și atunci mi s-au oprins mie puțin beculețele. Hai să ajut și eu pe persoana asta să-și ia Audi A7. Am tot vorbit cu el, eu eram în perioada aia la Moinești și el era din Bolentin Vale sau Deală. Mi-a trimis poze cu mașina, mi-a spus, a fost o persoană foarte, foarte sinceră, bă, sinceră rău, adică mi-a zis ce defecte are, ce defecte nu are, asta e mașina, de acolo am luat-o, are dauna asta, nu are asta. Și când am văzut-o, bă, full dotări,
era vorba de Audi A5. Eu nu m-am uitat până atunci deloc la Audi A5, m-am uitat doar la Audi A4. Am vorbit cu prietenul ăsta care verifică mașini, care m-a ajutat. Și i-am zis, bă, Radu, te rog, du-te și verifică mașina asta. Dar verific-o la sânge, la sânge, la sânge. Bă, s-a dus, a verificat-o, am mai negociat cu el, adică prețul mașinii este de... Vă las pe voi în comentarii să ghiciți, să ghiciți, să-mi spuneți ce, cât credeți că a costat mașina asta, cu dotările pe care le are, kilometri. Kilometri sunt 209.000 de kilometri, eu am făcut până acum 1.000 de kilometri cu ea. S-a dus, a verificat-o, mi-a zis, foarte bună mașina vor. A fost distribuția schimbată acum 15-20.000 de kilometri, toate actele frumoase, frumos la ea, verificările, schimburile de ulei, mi-a zis, merită, dacă aveam bani, o cumpăram eu. Mi s-au prins beculețele. Era a doua zi de Paști. Da, am vorbit cu el, bă, am banii, așa, am unii, am nu știu ce. Hai să mergem. Am plecat de la Moinești. Nu vă zic, cel mai frumos drum, cred că, bă, așteptări așa de mari, știu că mergeam cu Golful, abia așteptam să văd mașina să o cumpăr și să mă întorc acasă. Ne-am întors în aceeași zi, da, în aceeași zi ne-am întors, dar ne-am întors cu Audi-ul. Nu, era pic de oboseală. Am condus jumătate de drum eu, jumătate de drum Puiuțu. Puiuțu a trecut prima dată la o mașină automată. Eu am mai condus câteva înainte. O schimbare imensă și în trafic. Nu, gândiți-vă, nu mai bag întâia, nu mai bag a doua, mai ales în București. Mi se pare esențial ca idee. Am plecat din Moinești la 4 dimineața. Am ajuns în București pe la... Cât am ajuns? Pe la 10. Am fost până la bancă, am scos banii, l-am luat pe băiatul ăsta care a verificat mașina acasă, nu mergi singur, să am spate. Și am mers la băiat acasă. Băiatul a fost foarte ok, a fost cu părinții că n-a fost mașina pe numele lui. Ne-a luat o oră să numărăm unii, că erau item, era alchimie și trebuia să le combinăm, să vedem prețul. M-am uitat iar la mașină, nu-mi venea să cred, băi, mașina mea, asta e mașina mea. Un moment care m-a atins puțin a fost momentul în care am terminat de făcut toate actele, de plătit mașina și am plecat de acolo, din parcare, și s-a detașat destul de greu băiatul de mașină. Îl vedeam puțin cum lăcrimează, că probabil ea a fost prima lui mașină și s-a atașat de ea. Mă gândesc că și eu dacă aș veni de Golf, tot la fel, bă, eu te atașezi de mașină, că până la urmă, da, îți fiare, da. Ai grijă de ea, petreci foarte mult timp în trafic, dacă te duci la muncă, mergi într-o vacanță, mergi undeva. Pe drum cât am plecat de la București către Moinești cu noua mașină, cu noul Audi, am făcut deja 1000 de kilometri, v-am zis, muzica stătea la maxim, la jumătate. În Golf nu puteai să asculti muzica pentru că... Bă, vâjâia, se întrerupea. Țin și căluții, fiind că nu am nicio mașină așa în spate. Frânez. Așa, și hai să accelerăm. Atât în limită. Hai cum se simte. Bam, deci așa arată. Bă, mi-a bine și noaptea. O descuiem. Wow. Wow. Lumine aici la... de cap, mă. Fiți atenți că mă urc în dreapta. Ba. Hai că m-am urcat. Încerc scuze, vin de la o petrecere. Și două dimineața. Ia, să pornim de aici. Ah, ca să pornim trebuie să apăsăm pe... Opa, ușor. Ca să pornim trebuie să apăs pe frână. Cam așa arată în interior. Noaptea. Bă, e ceva, mă, e ceva. Uitați-vă și panorama asta. Bă, și în spate. E next level. E next level. Mă, uitați-vă și voi. Ia, cât e ceasul? Hai că e 2, e 3 ceasul. Multe lucruri pe care nu vi le-am spus sau nu știu eu de ele,
mai bine spus. Dar asta este mașinuța mea. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să apăsați pe butonul de like, subscribe și lăsați-mi în comentarii ce upgrade-uri ar trebui să fac la ea, ce modificări ar trebui să fac. Eu am fost Parfi și v-am lăsat. Ciao, pa, pa!